Alice, după cum poți vedea, a venit iarna, mă, Alice, uite, zăpadă peste tot, se vede totul foarte frumos, uite-te și acolo în zare cum se vede planeta aia făcută de Dark Souls, băi, e totul frumos, ce mai vrei mai mult de atât? Bă, sincer, ce aș vrea mai mult e să ningă și mai mult. Pe bune, să ningă și mai mult, că vedem că nu mai ninge, doar e zăpadă pe jos, dar Alice, fii atentă, astăzi te-am adus din nou la un concurs de construit și după cum poți vedea, dacă este zăpadă, oare la ce am putea noi să construim, Alice, nu ceva cu tematică de zăpadă, de iarnă, de Crăciun, de ceva? Bă, păi, eu nu prevăd nimic, așa că tu să-mi spui ce am putea să facem. Păi, dar stai puțin, noi trebuie să facem acum, asta e că da, nu e nimic, e totul pregătit aici ca să ne apucăm noi să facem ceva, dar fii atentă, nu facem ce ne duce pe noi capul să facem ceva random de iarnă. Fii atent, Alice, de data aceasta, dacă te duci prin partea asta, du-te te rog prin partea asta pe la geam și spunem ce vezi din partea aia, uite-te la mine și spunem ce vezi tu așa printre noi așa. Ce vezi? Ce? Oameni de zăpadă, oameni de zăpadă. Da, Alice, oameni de zăpadă și oare ce am putea noi să construim noi astăzi? Ia, vino, fii atent, Alice, vino repede înăuntru ca să ți arăt ce o să construim noi astăzi. Deci fii atent, Alice, pe lângă că o să construim oameni de zăpadă, ai ghicit, Alice. Fii atentă. O să fie de sus spre, o să fie doar unde, adică. Da, știu. Și uite-te ce avem aici, avem bă, stai puțin, tu deja ai la banii, mă, ce faci, mă, Alice? Știi că ia sunt banii mei, nu? Bă, păi da, stai, mie nu mi-ai pus nimic, am ce bă. Te-am văzut. Bine, bine, gata, pune la loc, că te-am văzut, Alice, te-am văzut fix pe ultima fracțiune de secundă, în final, Alice, deci fii atentă, astăzi o să facem un om de zăpadă și nu doar unul, o să facem cât mai mult și o să fie primul de noob și după al doilea de pro, sau cum vrei să facem, vrei să facem așa primul de noob și al doilea de pro după? Bă, eu zic da, să începem de la noob la pro. Ok, facem așa, le luăm în ordine ca de fiecare dată și te scrie oamenii acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la fiecare rundă, să dai și acolo note cine o să facă mai tare și Alice Spor acolo l-a căutat, l-a făcut foarte, foarte șmecher Alice, pentru că o să fie mai greu, sincer, cred că la ala de pro chiar o să fie mai greu, ok, deja vedem că s-a dus Alice, dar da, cred că o să mă descurc puțin cam greu, vedem că sunt pe aici niște oameni de zăpadă care arată interesant, poate o să iau și pe ăștia și să-i folosim la asta, dar nu cine știe, dar înainte de toate vreau să vă mai spun ceva, nu știu cât o să mă descurc eu, asta vreau chiar și eu sunt curios, pentru că nu prea mă pricep la chestii de astea să le fac așa rotunde cum e și planeta aia, cum sunt foarte multe chestii pe aici, dar cu ajutorul, nu știu așa, instinctului, poate face și ceva cât de cât mai șmecher. Și scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să fac mai tare decât Alex sau dacă o să fac Alex mai bine decât mine, deși cred că ar face mai bine astăzi. Nu știu, am eu presimțire care o să mă bată astăzi. Bun, Alex, eu mi-am luat câteva materiale cu care o să încep practic prima rundă și am eu așa o idee, ceva, nu trebuie să mă complic foarte, foarte mult pentru că e runda de noob, Alex, dar chiar sunt curios ce faci tu acolo, chiar vreau să-mi spui, Alex. Uite, deci am făcut asta să faci ăsta așa, dar pe lângă acesta vreau să mai fac niște chestii, Alex, pune și pe ăsta ca să fie totul pachetul complet cum ar veni, dar tu ce ai de gând acolo să faci de asta de noob, Alice? Bă, păi eu, uite, abia acum m-am apucat pentru că am început iar cu ăla de pro. Aha, deci ai început să faci iar cu ăla de... Cum adică iar? Când ai mai făcut tu de la de pro, Alice? Păi nu mai țin minte că au mai fost tot așa o dată în care am început cu ăla de pro din cauza mea. Nu mai țin minte, Alice. Sigur te-ai jucat cu mine sau te-ai jucat cu altcineva? Bă, eu, sincer, nu prea mai țin minte cu cine. Ori era Daresen, au fost ce cu cineva. Da, cred că te-ai jucat cu... ok, deci eu nu pot să fac treaba asta, încercam să fac ceva aici, dar ia, dacă îl fac așa, nu merge, Alice. Din păcate am vrut să încerc eu ceva, dar se pare că nu merge, din păcate. Nu pot să fac. Păi asta, dacă nu merge asta, cred că trebuie să pun pumpkin de ăsta normal. Ei bine, am făcut aici mai multe chestii, Alice, cred că deja ar fi trebuit să-l las cum e fix acum, dar mă rog, ia, dacă punem de ăsta, da, o să fie așa, dar nu prea are față. Dai, punem niște chestii așa, bă, dar arată oribil, sincer, Alice, sincer, chiar arată oribil, nu știu, dacă mergea ăla, ar fi arătat mai ok, dar așa nu cred că, da, nu merge, n-am ce să mai fac mai mult de atât. Poate dacă pun quartz, totuși, cred că mai bine pun quartz în loc de ăsta, eu zic că e o idee mai bună. Și cam ceva de genul să arate, da, cred că, bă, Alice, eu cred că l-am terminat pe ăsta de nou, pentru că la asta de nou nu trebuie să fac ceva mai mult de atât și o să ne descurcăm după la ala de pro să facem cât mai multe detalii. Vreau să spui dacă tu ai terminat, dacă mai mult de făcut sau dacă te aștepți, de ce facem acum? Păi dacă mai aștepți încă 2-3 secunde, eu am terminat. Ok, am mai pus eu niște chestii cât timp ai zis tu treaba aceasta, ok, Alice, da, am terminat și eu cam așa o să fie, nu cred că o să mai fac nimic, dar fii atentă, cred că mai pun ceva așa, nu știu, să văd dacă merge în primul rând, dacă pot eu să fac ceva așa, da, cred că ceva de genul las fix așa, da, las fix așa și arată ok, chiar arată ok, eu zic pentru că asta de nu, o să fie ceva chiar ok, nu trebuie să fac ceva mai mult de atât, dar ești pregătită, mergem la jumătate să ne întâlnim? Da, haide! Ok, deci Alice, nu mai răbdare, pe bune, deși atent Alice, ok, aproape am văzut ceva acolo la tine, dar vreau să-mi spui cum te-ai gândit tu să faci construcția ta înainte și dacă crezi că o să fie mai bună decât a mea. Bă, eu sincer m-am gândit să nu pun un om de zăpadă, așa că am vrut să construiesc ceva eu, să apară cât mai bine, așa că da. Băi da, nici eu n-am pus bine, am pus și niște oameni de zăpadă pe acolo pentru că voiam să fac ceva și nu mergea și s-au spawnat o grază, dar hai să mergem prima oară la tine și după mergem la tine, că am văzut deja. Da, ai văzut că te-ai uitat, în fine, cam așa arată Alice, uite, ăsta este, adică ăsta sunt ca design ca aici acum ar veni și ăsta este omul de zăpadă pe care eu l-am construit cu mâna mea. Bă, da, e urât tare. Da, nu-ți place, uite, are și scut aici, e
foarte, foarte frumos. Nu știu, nu-ți place și ideea cum ar veni? Păi, dar ce spăl cu mâinile astea? Nu, că e urât. Ia uite, uite ce față are și ce-s nasturi ăștia. Nu, gata, urât. Trei, mai departe. Nota 3. A, pe și atunci ce-i făcut, mă, tu, Alice? Oricum, ăsta e la... Dă-mi scrieți acolo în comentarii cine te dați, pentru că nota voastră contează. Cel mai mult, și hai să mergem acum la Alice, din ce a făcut. Mamă, bă, pare interesant, bă, Alice, dar ce e ăsta? Că nu cred că e, nu cred că e făcut sau ce e ăsta, Alice? Da, uite, deci, e așa, are un nasture, aici e corpul, da, aici are mâini, uite așa, aici are fața zâmbitoare și aici are capul. Adică ăsta e zâmbetul sau ce e ăsta? Da, exact. Mamă, Alice, zâmbetul mai mare decât capul, am înțeles. Bă, fii atentă, vezi că ideea ta chiar arată genial, dar chiar dacă ai făcut așa, chiar îmi place, sincer, chiar îmi place, chiar dacă nu prea arată foarte, foarte mult cu un om de zăpadă, dar sunt curios cum o să faci la de pro, Alice, pentru că acolo am o presimțire că tu o să faci foarte, foarte șmecher. Nu știu de ce cred eu asta, dar asta e presimțirea mea. A, bine, dar dă notă 10, hai, a, mai departe, da, hai. Da, 10, nu, îi dau nota 7, pentru că, adică, hai că îi dau un 8, îi dau un 8, totuși mi-a dat, de fapt îi dau 7, că mi-a dat 3 și aia vedem, scrie și voi acolo în comentarii. Și acum trebuie să iau materiale pentru al doilea și să vedem cum o să mă descurc, pentru că o să fie ceva mai greu, dar eu zic că o să mă descurc. Cred că ar trebui să iau niște căul din ăsta, iau așa foarte frumos, mai iau niște butoane din acestea și cam așa o să fie. Nu știu dacă mai trebuie să mai fac ceva mai mult de atât, dar da, hai că vedem acum, iau toate materialele și revenim direct cu construcția, pentru că eu zic că o să fie mai greu, dar o să fie mult mai interesant. Bun, i-am luat aici câteva materiale cu care o să încep construcția și să sperăm că o să fie o construcție super, super tare. Am așa o viziune, dar nu știu sigur 100%, să vedem cum o să fac eu acum, pentru că partea mai grea la mine, ca să vă spun sincer, este cum o să fac eu aici chestiile astea. Cred că o să-l duc direct din partea asta, ceva de genul cam așa. O să pun 4 blocuri, de fapt o să pun 3 și o să duc 2 așa, 2 așa și ceva de genul pe aici, pe la jumătate. O să-l fac cam atâta, nu cred că trebuie mai mult de atât, dar să sperăm că o să se ducă super, super tare forma, pentru că nu știu dacă o să mă pricep eu să fac rotundul ăsta cum ar trebui el să fie în mod normal, dar cine știe, aia, lasă, vedem cum o să facem și dacă iese, iese, dacă nu, aia, mai vedem ce mai facem. Cred că totuși trebuia să-l duc în 4 de astea, da, cred că trebuia să-l duc în 4 de astea, să-l ducem puțin mai așa în 4, după 2 așa, 2 așa, 2 așa și în partea asta la fel și cred că cam așa o să fie, da, bă, arată mai ok, arată mai ok și acum trebuie să ducem niște de astea aici, dar da, nu mai stau foarte mult, vreau să mă fac acum, să fac aici perfect și revenim imediat după aia, pentru că vreau să gândesc așa puțin aici, să vedem cum o să facem rotundul acesta, dacă o să ne descurcăm totuși, pentru că, bă, frate, nu prea mă descurc și drept în Minecraft. Vreau să-mi scrieți acum în comentarii dacă voi vă descurcați să faceți chestii din astea rotunde, că eu sincer trebuie să vă recunosc, nu prea mă descurc, dar bă, cred că o să iasă, cred că o să iasă ceva într-un final, oricum trebuie să iasă ceva, orice ar fi, dar da, hai să vedem ce o să facem aici și revenim imediat după aceea, după ce o să facem prima formă, partea de jos. Bă, cred că ceva de genul să arate partea de jos, nu prea sunt foarte, foarte mulțumit, dar poate o să reușesc eu ceva, trebuie să-l fac pe tot, totuși, nu pot să-mi dau cu părerea chiar acum, mai fac ceva aici, mai fac niște retușeri mici și poate o să fac acum, trebuie să mă ocup și de partea cealaltă, partea de mai sus și să vedem cum o să iasă aici, că dacă nici aici nu o să iasă super, super bine, nici nu știu sincer care este faza. Cred că trebuie să-l fac puțin mai mare, o idee puțin mai mare, dar da. De fapt, cred că ăsta e într-un fel, cam așa o să fie tot ăsta, dacă stau să mă gândesc aici. De fapt, nu am făcut, cred că mai mult de prima parte, dar bă, nu cred că, nu prea arată sincer foarte, foarte wow, dar probabil, cred că o să arate, mă, cred că o să arate, dar nu știu sincer, momentan nu mai zic nimic, nu mai îmi dau cu părerea, trebuie să-l termin aici și să vedem dacă o să iasă ceva sau nu, sau dacă trebuie să-l retușăm, să-l facem din nou, să-l facem puțin mai pătrățos, așa cum e și acesta, sincer, dar n-aș vrea. Da, cam așa arată, nu prea arată super, super bine, țin să recunosc treaba aceasta, chiar n-arată bine. Deci v-am zis, da, nu arată bine, nu știu care este faza, nu prea mă pricep să fac eu treaba aceasta, dar dacă o să fac ceva din ea prin partea asta, nu cred că o să-l duc așa să fie ăsta aici. Și să încercăm să facem aici niște ochi așa, ia să vedem, bă, dar nu știu, nu prea arată a, om de zăpadă, dar mă rog, sincer, ia să vedem dacă îl cinci pe ăsta în partea asta mai așa. Bă, nu, bă, ce e mă ăsta, că nu arată bine deloc, sincer, dar nu știu ce să-i fac. Cred că o să-l fac pe ăsta și mai fac unul pe lângă. Dar da, ia să vedem dacă facem aici o mică pălărie ceva. Hai să vedem așa cât de cât foarte, foarte ușor. Nu știu care e faza, dar mă rog. Mama, bă, Alice, nu știu, bă, dar arată cum e greu al meu. Bine, cred că o să mai fac altul pe lângă, că ăsta chiar nu e, chiar nu e, bă, chiar nu e om de zăpadă. Înțeles că nu prea o să mă pricep, dar nu o să încerc să-l mai fac rotund, o să văd eu cum o să-l mai fac. Bine, nici nu prea e rotund, sincer, dacă stau să mă gândesc, dar mă rog, tu ce ai făcut acolo? Mai ai mult de făcut? Eu mai am mult rău de tot, că abia am început să-i fac aici baza. Mamă, baza, abia ai început să faci baza, ok, înseamnă că, bă, da, într-un fel, da, eu am început mai așa, dar e cam urât al meu, nu prea arată bine, sincer, țin să recunosc treaba aceasta, nu prea arată bine, nu sunt mulțumit, Alice, chiar nu sunt mulțumit cam absolut deloc de ce am făcut eu. Dar mă bucur, sincer, mă bucur, chiar foarte tare. Da, pentru tine este foarte, bă, da, bă, de fapt, parcă acum începe să arate cât de cât mai ok, adică este așa mai amuzant el de fel, dar mă rog, ia să facem aici, vreau să fac un mic fulorel, bine, ți-am zis aici niște idei, nu știu dacă o să faci și tu fular, dar să sperăm că nu o să faci, Alice, pentru că am zis normal că o să fac, dar nu-i vina mea că tu deja ești la cap.
cap. Ah, ok, ok, ok. Vezi că arată interesant, chiar e drăguțel așa. Chiar arată el așa ciudățel, sincer, dar cred că asta ar face tot la ăsta, sincer. Chiar asta cred că face chiar totul la ea și n-ar trebui să mai fac altul. Deci am făcut ăsta, cred că o să mai fac o cascadă cum fac eu de obicei. Mai pun niște copaci și cam ăla o să fie, sincer. Nu vreau să mai fac altul, nu vreau. Vreau să fie doar unul, totuși că până la urmă e un singur om de zăpadă, așa ar trebui să fie, mă, normal. Mai ales cam așa o să arate, nu cred că o să mai fac absolut nimic la el. Acum vreau să mă ocup de practic ce arată pe aici prin exterior, prin jurul lui, să mai fac un design foarte frumos. Și vreau să întreb pe tine cam cum o să-l faci tu, Alex, dacă îl faci așa dreptunghiular, cum ar trebui în Minecraft, sau dacă îl faci rotund, sau cum îl faci tu? Eu îl fac rotund, păi, dar mă crezi aici că nu pot să fac și eu niște chestii mai grele sau cum? Mamă, băi, chiar, te apreciez pentru asta, pentru că eu chiar nu prea am reușit, adică am făcut o chestie, am vrut să fac rotund, dar am făcut și rotund și dreptunghi, am făcut bătrățos, am făcut toate combinațiile posibile, Alex, sincer, eu chiar pe toate le-am încercat, pe toate le-am făcut. Sincer, mă bucur să aud. Okay. E o veste care o primesc din tot sufletul. Da, chiar sincer, chiar nu mă așteptam la altceva din partea ta, dar aici, uite, eu mă apuc, fac cascada, mă ocup practic de ceea ce știu eu să fac mai bine, fac o cascadă, fac mai multe chestii pe aici și, bă, o să iasă ceva bine într-un final, până la urmă. Totuși nu cred că o să fie totuși ceva rău, dar o să fie o luptă interesantă, pentru că dacă eu nu l-am făcut foarte, foarte wow, sunt curios cum l-ai făcut tu, că poate o să câștigi, Alex, de data aceasta. Câștig 100%, cum adică? Ok, bine, Alex, ia dacă pun ăștia așa, oare cum o să arate? Ok, am crezut că nu o să mai pune nimic, dar nu o să mai pun, că văd că arată cam urât în partea asta. Așa, o să pun niște de ăștia normali, arată frumos, zici că e un brădus normal, cum ar veni, și copacii ăștia cum arată. Mă, Alice, nu știu ce ar mai trebui să mai fac, mai mult de atât, mai pun și prin partea asta niște copaci și cam atât cred că o să fie. Cred că o să fie rezultatul final și eu o să te aștept practic acolo. Poate mai pun ceva prin mână sau nu știu, sincer. Tu, Alice, ce faci pe acolo? Adică mai mult din el așa, dacă ar fi eu să termin acum, tu mai mult? Eu mai am destul de mult, cred. Adică mai am adică fața, mai am niște nasturi, un fular, niște mâini, niște... Ok, cred că o să mai fac eu ceva la mână, ca și cum are ceva mână, habar n-am, nu știu, să fac un fel de sabie. Iar oare dacă aș putea să... Mamă, dar nu știu ce bloc cheamă, hai să punem diamant totuși, sau nu, parcă n-ar da bine diamant. Ia să ne uităm la concret, să luăm niște blocuri din astea, să luăm ceva așa cu galben, cu verde, cred că iau un numar. Hai că ia ceva mov, că mov n-am folosit, ca și cum, nu știu, e așa un magician, ceva, habar n-am, sincer, dar ia, dacă ar dăm fix așa în partea asta, ia, mă arată ceva sau, bă, într-un fel, chiar arată, ok, mai pun ceva așa cu galben, ca și cum ar fi aici, fix la chestia aceasta, la mâner, și da, mă, Alice, eu cred că l-am terminat, cred că asta o să fie tot și nu o să mai fac nimic mai mult de atât, pentru că nu cred că ar trebui să mai fac, chiar dacă n-arată el cine știe, dacă stau așa și mă gândesc, Alice, l-am făcut și treaba asta, zici că e clovn, ăsta al meu. Ce bine, chiar așteptam să aud asta, pentru că mie se perfect. Ok, dar fii atentă, pentru că auzi asta cu clovn, nu? Vezi că a fost ok că l-am greșit pe ăsta, pentru că poate face și un clovn altă dată, cine știe, dacă vor și oamenii să scrie acolo în comentarii. Și da, Alice, eu nu mai am nimic de zis, eu vin acolo la jumătate, scot toate chestiile astea și te aștept, Alice, nu știu, dacă mai ai mult, dacă mai ai puțin, eu o să te aștept acolo și când o să fii tu gata, să vii direct acolo și după îi dăm direct cu astea, să vedem, chiar sunt curios ce ai făcut tu acum, dacă eu nu m-am descurcat foarte, foarte bine. Alice, până termin tu, mie mi-a mai venit o idee și o să mai fac ceva. Dacă n-ai terminat, eu vreau să mai fac un mini castel aici, o să-l fac fix în partea asta, nu cred că o să-l fac altundeva, o să-l fac ceva de genul așa, ceva mai mic, nu vreau să fac ceva foarte, foarte mare, dar da, nu știu, m-am plictisit și n-aveam ce să fac, sincer, nu știu, mai mult acolo, tu te mai descurci, mai faci, ce mai trebuie să mai faci pe acolo? Eu mă descurc, pe cum să nu, mai am aici așa o puțin de făcut, nu știu, un fular, o mână, cred că o las așa, da, nu mai am mult. Ok, eu cred că o să fac două intrări totuși la asta, cred că o să fac două intrări, cam astea o să fie intrările, bine, o să fie niște intrări care nu prea sunt intrări, adică sunt intrări, dar sunt porțile închise și nu le poți deschide pentru că e doar fence, îl lăsăm așa și o să mă apuc aici să fac practic cum ar trebui să vină. Cred că fac și niște turnuri așa, dacă tot am făcut treaba asta aici, cred că ar da bine așa ca un fel de turn, cred că chiar ar da foarte, foarte bine și da, cam atât o să fie ăsta, eu mai fac aici ăsta și te aștept și pe tine să termine, Alice, și da, nu mai am nimic de zis, aștept aici, fac ăsta și da, nu, chiar nu mai am nimic de zis, nu știu ce să mai vorbesc, cam atât, Alice. Bă, eu zic că să nu te mai obosești să faci ăla, că și așa o să te bați și dacă îl faci și dacă nu. Cum adică tu zici că mă bați chiar dacă fac un castel în plus, crezi că n-aș avea șanse în plus dacă aș face un castel în plus sau ce? Păi, da, normal, dacă vezi aici ce frumos arată Olaf. Mamă, Alice, chiar nu știu, chiar mi-ai dat așa de gândit și chiar sunt așa, nu știu, chiar sunt curios, Alice, ceea ce ai făcut tu acolo, chiar sunt curios, bă, atâta zic, chiar sunt curios, pe bune, chiar sunt curios cum ai făcut tu. Gata, Alice, am terminat și castelul, nu știu, de tine, cam așa arată, n-am făcut cine știe ce, pentru că am zis să nu mă mai chinui, l-am făcut așa, bă, arată interesant, e miniatură și, bă, dar chiar,
chiar arată bine, chiar arată bine. Nu știu, tu mai mult acolo sau ai terminat? Nu, fapt că te aștept aici de nu știu câți ani. Bă, stai puțin, cum adică mă aștept, mă, Alice? Păi și tu stai puțin, că parcă te-am văzut pe aici. Opa, ce faci, mă, Alice, acolo? Ce faci, ce faci aici? Așa, mai văzut, uite și pe prietenul nostru. Aici, fii atent, Alice, acum vreau să mergem, putem să mergem primarul la tine, te rog eu. Da, numai că o să vreau să stai aici și te aduc eu cu magia acolo, că trebuie să-l vezi perfect. Ah, ok, deci Alice vrea să mă să văd asta din prima. Ia, mă, stai, mă, puțin că stau eu să mă uit așa. Ok, deci cred că am văzut ceva acolo și arată super super bine. Asta ce nu e bine, că uitați-vă la al meu. Și dacă ne uităm acum la al, mamă, nu, cred că o să pierd unde asta, nu știu. Da, atât am zis, cred că o să pierd. Alice, pot să mă uit acum? Sunt pregătit, că acum nu mă uit în față. Uite-te. Alice? Da. Alice, e genial. Alice, n-am mai văzut așa ceva. Și cu bulgărele ăsta, cum ai făcut chestia asta aici? Mă, Alice, no, gata, nota 10, epic, legendary, mă, Alice. Dacă eram, legendary, dar bă, Alice, ce mai mișto, cum să chiar merezi din plin să câștigi. Adică o să vezi ce am făcut, eu chiar merezi din plin. Cred că orice aș fi construit eu, chiar dacă era frumos la mine, cred că îți vedeam ție punctul, Alice. Nu știu, atâta vreau să zic eu. Mulțumesc, știam deja, te-am avertizat. Hai să mergem la tine. Mamă, dacă l-ai făcut, chiar l-ai făcut așa rotumbă, dar nu, chiar e super, super tare. Mamă, deci l-a făcut Alice, v-am zis, m-am zis că o să pierd la asta, dar ai scris pe acolo în comentarii ce note îi dați la ce a făcut Alice, că mie chiar îmi place super, super mult și Alice, fii atentă, hai să mergem direct, uite-l și pe al meu cum arată aici, nu râde de el, e omul de zăpadă, nici nu mai știu să mai vorbesc, de ce e un om de zăpadă? Uite-te, ce e asta, mă? Da, e un fel de sabie, dar cred că e o chestie de aia, un balonaj de la ăsta, cred că e clovnul de zăpadă, de fapt, Alice, nu cred că e omul de zăpadă. Păi, sabie de aia furculiță cu care mă jucam eu când eram mic, ce-ai? Mă, Alice, știi ce vreau să spun? Ai avut dreptate, da, chiar nu trebuia să mă mai chinui să mai fac castelul ăsta pentru că m-ai bătut 100%, sincer. Păi da, ăsta-i castel, nici măcar acoperiș, n-are ce asta din mijloc, că-i făcută să ce? A, păi nu, gen, aici e curtea și aici ar fi turnul, Aliza, n-am mai făcut mai mult, dar am făcut o miniatură, cum ar veni, așa mic, n-am făcut ceva foarte mare, pentru că am zis că nu mai fac, mă, Aliz, oricum, și cascada aici, bă, în general, chiar arată ok, așa, tot ambientul, dacă te uiți, dacă stai să te gândești, dar dacă ne uităm doar la omul de zăpadă al tău, e 100% peste, Aliz, nu se pune problema de asta. Păi asta zic și eu, da, am să stau un, stai să mă uit să văd dacă ai făcut ceva și pe aici, da. Un 7. Un 7, băi, ok. Ah, da, n-am văzut asta, de fapt cred că am văzut asta, dacă mă urc prin partea asta pe aici să mă uit puțin așa, sunt, bă, frate, am pierdut. Na, nu mi accept înfrângerea, scrieți-vă acolo în comentarii dacă am pierdut sau nu. Dar da, mă, Alice, chiar e super spertare, ai folosit și eșarfa aia, fularul, cum l-ai făcut mov, cum e și tu, culoarea ta preferată, chiar arată genial, Alice. Chiar e cea mai mică reconstrucție pe care ai făcut-o tu până acum la construit. Stai, cum adică, bă? Păi stai puțin, adică nu e cea mai frumoasă, bă, Alice, în general trebuie ca ultimele construcții pe care le faci să fie cele mai mici, adică din ce în ce mai bine să fie, cum ar veni. Eu zic că în general ar trebui toate să fie cele mai bune, așa că da, mai supărat. Da, ok. Deci toate cele mai bune la mine, nu la tine, Alice. Ok, uitați-vă la Alice, s-a dus acolo, scrieți-vă acolo în comentarii cine... Mamă, da. Ok, deci nu mai vedem pe Alice, scrieți-vă acolo în comentarii cine a făcut mai frumos. E clar că Alice, sincer, dar scrieți și la prima rundă și la a doua rundă, pentru că la prima rundă, de fapt, nici la prima rundă, nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea, scrieți-vă acolo în comentarii. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.